Deci că trebuie să cunosc pe cineva, băiți. Dar n-a apărut foc. Ce am făcut? M-am deschis-o eu. Ce se întâmplă, mă, frate? A fost bine și locatar nebun. Unde a plecat doamna doctoriță? Vreau să o cunoști pe fata, de-mi place și mie, da. Moldoveanca? Da. I-aș rupe argila, da. Vrei să mergem să o vedem? Ei, stai cu minte, ei, că aia nu-i de tine. Hai să vedem, hai să vedem. De ce zici asta? Aia te fute, de te rupe, ei. Pe de-aia vreau. Eu aia vreau să i rup. Vezi că ne stric, domne. Pasa, colegos? Bă, iară, bă, ca bă, energizant. Domne, colegos de colegos. Ce freză frumoasă ai. Asta-i mai... place, măcar, hai că... Știu eu, frizer, bă, vrei să te duc? Asta-i nebunul nostru. Eu nu, că eu sunt ăla, că eu când mă duc la mall de roșine, îmi cumpăr de-astea, cutii de șampoane goale. Ia, colegul, du-te și tu în patrulă cu colegul de acolo. Cu cine? Cura de peste stradă, de vorbește. Unde? Cu domnul. E vis-a-vis de peste drum. Hai să mergem în mașină. Am impresia că ai vrut să scăpăm de el. Au, colegul, ia-mă ușor, te sui pe mine. E mare și nu știu să conduc. Mamă, ce-mi place mașina asta. Dar cred că e din aia, nu prea merge asta rapid. Așa-i? Merge, ok. Dar care-i treaba cu astea de ne-ai spus tu atunci să le punem la mașină mereu? Astea de le-ai spart. Extra 7 și 8? Da. Sunt luminile de pe față și reflectorizantele laterale și astea se simt numai pe undercover, care arată rău, știi? Mașina vine dotată cu tot în momentul în care e scos din garaj. Știi? Ia uite-o. Am înțeles. Ia uite-o. Mi s-a dat, de ce am așteptat, venea la mine și eu am plecat, vezi? Mamă. Mamă. Ia uite-o cum fuge după tine. Știu. Stai să... Dar auzi? Auzi? Dar aud? Tu i-ai spus ei că o placi? Nu i-am spus, te gândești. Păi și ce mai aștepți? Du-te de aici, ni s-a dacă, dacă ți-o fur altul. Asta-i viața mea, s-o. Haide. Ei. Ce? Te bate cu ăla la cur. Nu cred. Ar fi aiurea. Ia să vezi ce-ți dă cu el peste ochi. Bă, nu-i mai dau. Bă, hai mă, acum, vină cu acea și hai că mă duc, dar taci din gură, că nu mai... Nu zic nimic, să urbesc. Bă, deci dacă zici ceva, plec, mă jur. Nu zic nimic. M-am auzit, domnul? Domnul. Ce faci, colegul? Ți-ai luat randafir? Ai primit de la chelutul? Eu știu că te-ai dat. Domnul, de ce ți-o să vă dea randafirul? Eu cred că tu i l-ai dat. Eu i l-am dat? Da, păi nu mi-ai zis că ești gay? Eu sunt gay. Eu am zis că sunt lesbi, doamna, că-mi plac femeile. Deci, colega? Asta e pentru tine. Mulțumesc. Un semn al corespondenții noastre. Da. Îți place? Mulțumesc. Da, e foarte frumos. Sunteți foarte frumoasă astăzi. E, ca întotdeauna. Și vă stă bine așa în haine de medic. E, și domnia voastră în haine de poliță. Nu prea... Deși sunt un pic foarte rău. Părul ăla îl strică, zici că e coco și da, mi-am stric și eu și la dumneavoastră șobolanii aia din picioare, dar în rest sunteți frumos. Da, du-te, mie îmi plac, ce ai? Și șmeniile alea, dar în rest sunteți foarte frumos. Da, da, da. De ce țineți masca aia, că vă ascundeți cea mai frumoasă parte? Știți, domn polițist, da? Vedeți că aveți un concurent afară. Cine? Dânsului îi place de dânsă.
Cine a zis că bă, nu-mi place, am dat așa ca fie, spun eu, noi ne cunoaștem de mult. Da. Hai și acum ieșiți la o cafea, apoi vă puteți, apoi gata, faceți copii. Bă, ieși afară, că te bade, nu te vezi, bucața și leușemia. Stai. Mă scuzați de limba, ce? Oh, doamne. Nu mai așa să ne ajungi cu leușemie, ca ăla are și cancer. Ăla are dracu să le ia mâini și să-l îngropă, duc la morgă. Așa zice lumea și de mine? Nu, dumneavoastră, astea-s frumos, dar ce? Mulțumesc frumos, apreciez. E mai frumos ca mine? Ce-a spus, domnul? Păi ține, te strică părul, ți-am zis. Ce bine că eu n-am. Dacă nu-ți spar părul. Ce bine, da, trebuie să te cunoști că arată bine așa pe mine. De când ați venit în oraș numai după dumneavoastră trebuie mai afară ca să... Am o grămadă de cazuri de rezolvat. Mai afară. Ce să fac? Da, că aici e grăgerul. Aud, aud voci, ce naiba, frate. Pereții subțiri. Doamna doctor, dar chiar aș vrea să vorbesc și eu cu dumneavoastră, dacă se poate. Ia spuneți. Eu am o problemă mai personală așa, colegul tău râde de mine, dar cred că e ceva mai serios. Eu am niște vise, nici nu știu cum să vă explic asta, că n-ați putea înțelege așa din mine. Eu visez că sunt într-un vis, dar și, cum să vă zic, și din visul celălalt eu visez și de acolo înapoi cumva. Deci, încercați dumneavoastră să-i explicați că poate dumneavoastră da. Înțelegeți deci, altfel. El are tot felul de amintiri și... posibile amintiri, gen interpretarea de vieții lui, pe care le crede el, în vise și în vise le visează iară și e tot așa. Visează oameni, e supărat dacă nu apar alți oameni. Visează anumite chestii, după cum eu le... cred că aveți o problemă așa de eu dragoste. Cred că sunt în... De unde știți? Păi doamna doctor. Visați oameni și... Na. Eu, de fapt, visez o singură femeie. Dar o visez cu ochii deschiși, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Vă înțeleg. Și mă gândesc dacă... Cum se numește? Cine? Femeia. Păi depinde... De fapt... O cheamă Cătălina. Cătălin o cheamă? Dar o știu pe Cătălină. Dacă vrei, îți pun o pilă. O știți? Da, o știu. Vă rog foarte frumos dacă puteți să mă ajutați, pentru că simt că... pierd și sunt departe de această relație. Dar totuși, dacă vreți, vă dau niște pastile să nu vă moară neuronii. De la atâta dragoste e tot posibil. Păi, unul mai am, dacă moare și ăla... E, n-a avis numai unul, nu cred. Dacă doamna, aveți numai unul, nu era atât. Doamna doctor, poliție. Cum vă numiți? Nadia. Nadia? Uh-huh. Eu sunt Bebe, îmi pare bine de cunoștință. Și mie. Domnișoara Nadia. Dacă m-ați putea, dacă ați putea vorbi cu Cătălina să-mi puneți o pilă bine bună, aș aprecia foarte mult. Deci o să vorbesc. Deci chiar pentru astăzi că... a fost, dacă îmi ziceai mai repede, chiar a fost astăzi la mine la spital, cu un băiet, auzi? Un băiat? Uh-huh. Ce băiat? Da, ăla era cu... un băiat, nu știu, dar... Mai de la țară așa? Da, o leacă. Da. Crezi ce mi-ai zis tu? Exact. Nu-i de bine. Și spune-ți-ne de băiatul ăsta. Păi eu zic că dacă e ceva, puteți să mergeți după băiatul ăla, îl măriți, îl iacă și... îi găsiți voi ceva. Păi, dar nu putem chiar așa, da. Nici eu n-aș vrea să stau în calea fericirii ei, dacă... Păi bă, stă în calea fericirii tale, ăla mă. E, ești modest acum. Ăla stă în calea fericirii tale. Da, exact, stă în calea fericirii tale. Păi da, dar aș vrea să mă aleagă ea, n-aș vrea să elimin toate posibilitățile eu să rămân doar eu. Eu și de tine, văd că na, ești așa mai mușchiulos, da, cheluț. Doamna medic. Cheluț. 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 Și eu am băietul. Nu știu cine știe, cred că tot nebunii vin pe aici. Am și eu o trăire de asta, adică am început... să simt ceva pentru o persoană, știți? I-am fost și mentor într-o perioadă și... Aoleu, da ta așa dat, lasă-mi pașa. Dar ce repede v-a spus, domnișoara, doctor? Păi nu mai vorbesc, gata. Voi fi o blondă, dar nu și proastă, știi cum zic? Vorbește tu, colegul acolo, gata, nu mai. Rog, ăsta-i deja șatien. Dacă aveți să-mi dați...
Dacă aveți să-mi dați o pastilă, ceva, să nu mai... Pentru că simt că mi se sfâșie sufletul. Să știți. E, asta chiar nu pot să vă dau, să știți. Există, domnișoara Nadia, există pentru tratament dragoste pentru dragoste? Nu există. Pentru dragoste nu există. Aoleu, ce grea e viața asta. Eu mai există o chestie. Gata. Mergeți la un bar, beți 100 de whisky și... Ai. Cred că mie îmi trebuie mai mult, că eu sunt cam băutor așa. O camar cu rom, cu Jack-ul din astea, cu whisky. Da, știți ce îmi pare rău? Că nu am numărul ei de telefon, dar data viitoare îl share. Da, la am eu. Ăla avem, ăla avem. Ăla am eu, ăla am eu, domnișoara. Și nu faceți o chestie așa? Păi cum să vă zic? E frică de ce am pățit. Da, uitați, așa am făcut, să știți, dar exact așa am făcut. I-am dat câteva mesaje, dar cum să vă explic eu să mă înțelegeți? M-am cam refuzat. Adică colegul Igor mi-a spus să fiu direct, să-i spun ce sentimente. Arma, mână, arma. Ce se întâmplă? Mâinile sus sau tragem dacă mai ții arma. Mâinile sus, ține mâinile sus, am zis. N-am pus. Nu știu ce să zic, țineți mâinile sus. Până să puteți pleca, domnul e reținut. Băi, nu, domnul acela îl reținut deja. Băi, vă fuge! Băi! Am înțeles. Da, domnul... Avea un taser scos pe el. Da, domnule, dar nu cred că e... Păi, dar stai așa un pic, pocnește un om în gură și... Ce era, să lăsăm să plece, nu? Ia veniți încă. Dacă mă lovea și pe mine, ce se întâmplă, ha? Uite-te cât sunt pe jos acolo. Păi a vrut să vă lovească? Nu ai autoapărare, domnule. Ia uitați. Da, domnule, haideți că l-a prins colegul imediat. Și pe ăștia cred că sunt alte victime de lui. Domnule, dar chiar așa în fața secției de poliție, asta, domnule? Asta ne-a mirat și păi asta, că l-am văzut acum în oglindă cum mi-a băgat mare croșeu în gură la domnul ofițer de aici. Un coleg care poate să implice într-un caz? Doamne, domnilor, vă mulțumim frumos pentru spiritul civic de care dați dovadă. Da, domnilor, nu este nicio problemă. Îl am aici pe gura liv. Ce s-a întâmplat colegul până la urmă? A atacat un polițist? Așa am înțeles că cei de pe jos sunt bătuți de dânsul. Unul din voi o să rămână atunci să dea o declarație. Celălalt e liber. Da, o să rămână amândoi. Doar unul, ca să nu fie mare vază. Cred că domnul care l-a și somat cu pistolul electroșocul. Domnul, circulați, domnul. Că blocați aici. La revedere. Da, domnul, stăm și puiule. Nu stați, domnul și domnișoară, nu stați în mijlocul străzii să nu vă lovească vreo mașină. Oricum nu ești din mâna mea, că te căpăcesc. Nu. Ia ziceți, domnișoară, mă ajutați cu Cătălina? Da, domnule, vă ajut, stați de liniște. Nu știu, să-i spuneți că m-ați întâlnit și că, nu știu, ce vreți dumneavoastră să-i spuneți? Băiat de treabă, las că știu și să-i spuneți. Mamă, sunteți foarte minunată, vă mulțumesc frumos. Dacă dai o declarație, stai aici. Bun, deci stai să zic Ivan. Nu, băi, n-am văzut, eu m-am luat armă. Ce? Asta să mergem unde. Cât mă costă? Dar fii atentă. Eu sunt dispus să fiu drăguț cu dumneavoastră. Nu. Păi stați un pic. Sunt dispus să fiu drăguț cu dumneavoastră, să vă dau, nu știu, vă dau și eu un buchet de flori, o ciocolată, ceva, sau știu eu. Mică, după aia interpretează fata, așa e, bă. Păi nu, după ce dumneavoastră reușiți să îi lăsați păi o... Păi și după aia vrei să zică, a, mă, și el și să se despartă de tine, tu nu ești normal la cap. După aveți dreptate, chinui. Aveți dreptate. Aoleu, mă iertați. Aveți dreptate. Și ce a zis, să nu interpreteze. Și eu, da, dacă și eu n-am nici mască. Ei, eu am căs medic, dar nu din alte motive. Eu sunt și foarte rușinos așa, nu știu cum aș putea să... I-am dat mesaj să ne vedem, că asta vă spuneam. Că mi-a spus colegul Igor și mi-a zis că este undeva la țară și că bea un vin și că o să mă anunțe când vine în oraș aici. Cred că cu țăranul. Exact. Am pierdut-o. Da, să știți sincer că eu chiar sunt îndrăgostit de ea, da. E puțin mai complicat, să știți, e
puțin mai complicat, n-aș putea să vă spun așa, că nu m-ați înțelege, dar noi doi ne-am văzut și în vis, într-un vis al meu, dintr-un alt oraș, să zic așa. Da, 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 știu ce zici. Și, dar ea acolo e cu un alt băiat și văd că și aici e cu un alt băiat și visele astea sunt ciudate rău. Poate, vai de capul lor. Păi o să-i dau o pastiluță să vă viseze și ea pe dumneavoastră, ce ziceți? Puteți să faceți asta? Eu o să șerg. Ce zici, vorbești de Cătălina. Aș aprecia de... foarte mult. Vrea să, domnișoara doctor a spus că îi dă o pastilă lui Cătălina să mă viseze și ea. Și dar, mine ia, face? Stați așa puțin, că mi-am adus aminte. Pentru tine îți dau toți urșii așa, am primit 101 și ți dau să-i vinzi. De la cine i-ați primit? Aveți și dumneavoastră admiratorii dumneavoastră. Ai, de capul meu, nu mai pot. Eu nu mai încerc atunci, îmi pare rău. Dacă era așa, să fie ceva mai, dar nu pot să concurez. Chiar nu se dați, mai și râs de părul meu și... Da, oricât... și tu râzi de șobolanii mei, n-a adut eu. Oricât de adânci ar fi trăirile și sentimentele, nu... Măi, stați un pic, potoliți-vă puțin. Alo, m-auziți și pe mine? Da, potoliți-vă voi ca să vorbesc și eu un puțin. Mi-am adus aminte. Așa. Cătălina a visat și ea, mi-a spus. A avut un vis că cică ea ar fi fost o hoață din asta și că spărgea o casă. Și că, da, și mi-a zis că era un polițist așa drăguț ca mine, care i-ar fi găsit motocicleta în fața casei și a verificat-o și a văzut că este pe numele ei, dar colegilor săi i-au spus că nu, că n-au avut informații, practic o proteja. Și că ar fi visat și asta. Și că... Bă, tu gândește-te bine, pentru că... Gen, dacă tu ai avut... chiar se împlinește, e un pic nasol. Da, și tu ai avut o trăire cu ea într-o casă și... Să nu ți se agraveze situația, să ții tot felul de filme de astea, să visezi tot felul de posibilități ce sunt în capul tău. Nu știu, dar tu nu mă ajuți deloc. Că dragostea asta te duce încet încet spre nebunie și nu prea putem să te ținem cu insignă dacă ești nebun. Aolo, să nu o să mai vă povestesc mică dacă îmi ziceți că sunt nebun. Vedeți, doamna doctor? Nu, mai dar povestește, mă, povestește că nu. Dar la remenie și îl facem și îi demonstrăm la domnul. Eu am crezut că mă primiți dumneavoastră. Suntem colegi, dar povestim mai multe, nu aș face asta. Un psiholog aveți și dumneavoastră la spital? Da, un coleg ceva? Aolo. Poți să vin și eu? Domne, stai și tu la rând că tu ești sănătos. Ok. Eu aș vrea, dacă puteți, să facem într-o zi o ședință din asta sau mai multe, în care să mă descar și eu, să vă povestesc tot, dar păi dumneavoastră... Păi, văd că aveți nevoie. Oh, și dumneavoastră... Și deja mă spuneți. Da, și dumneavoastră să mă ascultați și după aia poate cumva le legați cap la cap și îmi dați un sfat acolo ce sfat. O, domne, du-te în treaba ta, vezi de jobul păi, tău. Păi, ți-am dat un sfat, mă, dar nu-l accepti. Tu degeaba. Ca psiholog nu pot să vă dau, numai așa, ca păi... și prieten. Deja... Na, păi și ca și psiholog ce-mi dați pastile? Nu, eu vă duc în gândul ăla în care dumneavoastră conștientizați și mai bine pentru dumneavoastră, știți? Mamă, ce deșteaptă sunteți, domnișoara Nadia. A fost mentorul meu. Eu am fost mentorul meu. Hotărâți-vă. Uite, acum au zis un adevăr, fost... vezi? Acum au zis un adevăr. De fapt, eu am fost când boss am luat... și el a fost... în fine. Hai că mă duc amul la piele. Dar... Da, ce îmi zic? Pare rău de tine că ai ajuns aici. Ce să zic? De domnul? Da, săracul de el. Ce a ajuns așa rău? Că e sergent. Locotenent. Locotenent, toată lumea când trece pe hol. Da, tot mai bine era. Toată lumea îi ridică mâna așa să trăiți. E viitor de el, să știi. Păi și lui este de dumneavoastră. Eu nu cred. Păi, mie mereu îmi povestește dumneavoastră. Eu îi povestesc de băieți cum ne-am bătut aseară cum și el îmi spune că a stat peste drum la spital, că poate ieșiți la să luați o gură de aer să vă vadă. Da. Eu zic că el are multă vrăjeală, știi? Și mai merge și la altele. Nu. Nu cred că ar face așa ceva. Păi niciun caz. Un bărbat îndrăgostit nu face așa ceva. Logică, nu. Că... Nu-l cunoști, îți zic sincer. Deci, dar eu cunosc. Că mă înșeam cu el, să-i dă dealul toate. Îl cunosc înainte cine? Să... Cine? Eu îl cunosc. Da, azi din gură. Domnișoara. N-am făcut asta în viața mea. Domnișoara Nadia. Hai că vin înapoi, mă duc la un apel. Vă așteptăm, să știți că chiar vreau să vă spun o grămadă.
A fost ce zice? Înseamnă că te cunoaște. Păi am fost director la medici înainte să fiu poliț. Eu am recrutat-o. Ești doctor? Am fost. Păi cum, domne, să fii doctor e ca mers pe bicicletă. Domne, ce fost cu ăla de-i bătea pe ăștia pe aici? Unde e? Că vreau să vorbesc cu el. Iisus. Vrei să vedem ce-i? Unde e Iisus? Iisus? Iisus. Dar... Hristos? Nu, da. Iisus în celule. Iisus în celule, am crezut că zice. Hai. Colegul te ocupi de domnul care i-a bătut pe polițiști în față? Are probleme cu ochii? Păi are dacă a bătut niște oameni pe aici. Ia uite-l pe colegul Bernabeu. Asta e Bernabeu? Da, da. Cred că este unul din Bernabeu? Colegii? Da, da. Chiar da. În persoană. Aveți idee cum îl cheamă pe suspectul acela cu polițiștii? Chiar nu știm, din păcate. De ce? Pentru că domnul avocat aici de față mi-a spus că a mai primit un apel aici și să știu dacă e vorba tot de el. Deci e posibil, are dreptul. Nu e dânsul, nu e dânsul. Are dreptul să vorbească. Nu știu exact. Uitați-l, este domn. Avea probleme cu ochii. Domnul Miriel, ce-ați face, domn? Bine, domnul avocat. Hai, vă rog, mai vrei să mai stăm? Poftim? Haideți să mergem. V-a făcut ceva, s-a comportat frumos? Mai are rost? Mergeți, că poate sunteți martor. Ați luat și dumneavoastră în gură ceva. Am văzut. Bă, să te gândi... Dacă suntem amândoi... Îndrăgostiți? Da, și suntem doi retardați care o să... pici în prada dragostei și o să ieșuăm amândoi. Băi, cum... Și o să devenim amândoi nebuni. Cum ai zis și tu, gen... îmi scapă cuvântul ăsta acum... Mă risc, dar nu e cuvântul cel mai bun. Nu e ok, e... Stau așa și mă uit pe cer și de astea... Ai văzut și vocea și tot. Da, am văzut, e moldoveancă. I-aud glasul tot timpul. Moldovencile astea sunt periculoase rău. Da. Ce, sunteți pe stație? Aveți idee ce făcuse domnul? Colegul, noi suntem acum în alte stații. Domne, uitați acolo, îi vedeți pe oamenii aceia răniți? Aia i-a bătut, da. Aia în albastru? Da, da, dânsul i-a bătut. Și pe toți trei. Păi seama că pe aia în albastru îi bătuse ăla de la Vlad, eu. Nu, i-a bătut și ăsta, că a mai venit, că i-a plecat, i-a luat. Și-au revenit, și-au revenit și pac, i-a luat și ăsta la bătut. Am înțeles. Noi te-am ajutat acum, dar noi suntem așa, în chimer, adică... Eu sunt puțin îndrăgostit. Nu cred că ai trăit vreodată sentimentul ăla de a te îndrăgosti. Aolo, iertați-mă pe mine atunci. Dar nu, că nu suntem între noi. Nu între noi, domnul! Eu nu judec pe nimeni, dacă era de voi, nu era problema mea. Nici o treabă. Păi bine, bine, vă las să discutați. Eu pentru moldoveancă frumoasă și el pentru e fică de preot. Da. Fică de preot. Păi dar să, cum să zic, să se rău, se rău. Dar nu cu mine. Preotul e la țară, de încolo. Am înțeles, a venit la oraș să ha, mă. Eu sper să nu. Gostească lumea de ea. E ce trebuie, crede-mă. Eu de când am văzut-o, sunt fleșcă după ea. Am înțeles. Bine atunci. Multă baftă, ce pot să vă spun. Da, am nevoie, mulțumesc, am nevoie. Ai nevoie, zici? Da, amândoi avem, suntem... Și, auzi, ea spune de mine că eu mă dau la toate fetele. Așa a zis când am... Zis, du-te, bă, de aici, că tu te dai la toate. Exact așa, bravo. Da, măcar colegul meu mare, așa, șansă, mai vorbești. Eu mai știu pe una care zicea ceva de genul că te fut odată, îți mai trei pizd în viață, tare. Hai ce-aș da în ea, să stau așa pe spate, să aud, văliliu, văliliu, văliliu. Nu cred că e pe sac. Oi, dar nu mă cheamă Ion, am așa un vis să mă ia așa, țin când dau să mă iau un pic așa de cât, să zic, Ioni! Sau numele meu a vrut să-mi cheme Vasile, știi? Că e și melodia aia, s-o pun așa în timp ce stau cu ea în pat. Zic, hai dă-i bătaie, de ce e Vasile? Nu știu dacă ai melodia care trebuie. Hai dă-i bătaie, cu-i cum?
Păi da, pornește odată rotațiile bine, și... Colegul? Da. Nu, colegul Bernabeu. Zice, da. Dar de ce sunteți vopsit în cap mof? Domne, când am ieșit, m-a tras de păr doctorul, dar n-am mai știut de mine și mi s-a văzut, am tot capul bufă de sub. Păi da, dar barba vă că e albastră, asta o vopsiți? Barba mea am vopsit-o eu, ca să fie în contrast așa și să fiu mai ușor de recunoscut. Mie mi se pare un verzui așa. Dar nu știu, nici eu nu mai țin minte. Cred că e turcoaz. Era un dăsat, i-am cumpărat de pe net un dăsat de vopsit de barbă și era de ceva rus, nu știu, scria pe el, n-am înțeles. De la Zacari? Nu, am cumpărat așa, dar pe un site și nu prea înțelegeam ce scrie, dar îmi plăcea culoarea și am zis că îl iau, nu... Credeam că ai luat de la Rusia, care au clubul. Nu, n-am luat. Îți dădeau aia cu cocaină, cu de toate. Nu, de el. A, mamă, bine că mi-ai amintit, că de la el am luat, fii atent, care a fost problema. A fost la un jaf, la magazin, și am luat și banii și nu știu exact dacă trebuia. Da, trebuie, deci specific pentru jaf. Se confiscă tot. Obiecte, dacă au obiecte de... Am înțeles.